Da, să cal pe... spui dacă îți place de cineva sau nu? O să-mi cal pe reguli. Cu cine ai vrea să... O să accelerez. Cu Cristiana o să accelerez mai mult. S-a înțeles? Da. N-are de cine râde lumea, ești nebun la cap. Păi nu că mă doare, dar eu i-am spus lui Teo de la început că ea îl place pe el. Păi nu mă doare, eu mă bucur ironic pentru ei. Și familia ei va fi foarte mândră pentru ea. Da, da? Lăsa-mă. Tu să te duci cu unul de 40 ani acasă, ce ți-ar zice ai tăi? Să fii. Păi... Adică eu că-ți bea dacă mă ajung cu una de 30 de ani, cum mi-ar arăta așa, știi? Uite, nu credeți. Păi eu mi-am dat seama. Ce aici nebun, n-ai văzut că-ți spunea. Nu e că i-am zis că ești nebun. Mi-am dat seama că eu știu. Și ai văzut că ați văzut, da, vreau să fiu ca un drumător, tu ca un frate. Da. Dar nu să-mi vreau să fiu cu nimic. Tu te vedea? Păi știi el ce face, mă să-mi bace. Lume. Cred eu că era puțin așa, dacă nu spunea cine e fata, păi spune-le pentru cine e casă și de ce te votăm. Vrei să fii și îndrumătorul nostru? Ce să fiu? Îndrumătorul nostru. Doar al lui vreau. E doar fratele meu. Doar fratele tău? Păi. În urmă ce ești, frate? Nu știu, îmi vede. Mamă, tu să nu fii supărată. Să nu fii, tu da. Trebuie să râzi. Trebuie să fii vesel pentru ce s-a întâmplat. Aveți pe on? Să te bucuri că nu ai tu o fată așa. Tu asta trebuie să te bucuri. Nu mai o asemenea fată lângă tine. O să stea cu Chirie în București amândoi. Cometeze toată lumea acum. Până plec o să cometeze toată lumea. Și de Nicolae, de toți. Pentru că dai senzație că te oftici. Mă ofticam dacă luau un băiat de 23 de ani sau 24 și era țiplă, da? Nu când ia unul de 33 de ani. Nu mă oftic. Stai cum te gă, părinților ei nu le pică. Nevoie. Tu dacă te ceai cum de 32 de ani acasă, ce ziceau? Ghiveta, să fii mai ghiveta. Te ținea, nu? Nu neapărat. Nu, nu, nu. Te dai seama 12 ani diferență ce înseamnă. Păi era de vârstă cu unchiul meu. Dai seama că nu sunt de acord, da? De la frate a ajuns cumnat și pe urmă l-a iubit. Frumos. Mi-mi pare bine că nu, uite, că poate mă înțelegeam bine cu ea și stăteam cu ea și fugea ochii după alții. Acolo a pune vrăjeală că a venit fratele ei în sus. La care fantezii cu maturi? O învață ăștia maturi, învață mai mult, că ăștia tineri nu știu ce. Acum demonstrezi că-ți pasă. Păi îmi pasă, să seama că îmi pasă, dar nu... Oricum m-aș mai întorce la orice ar fi și am zis-o de la început. Da, trebuie să fii mai indiferent și să tratezi mai cu indiferent. Dar prima chestia asta aș de seama că ce vorbeam eu spuneam cu un anumit motiv. Înțeles, dar... n-am vrut să spun tot așa, să dau un ian în hart. Da, cum se va schimba situația? Poate și alții din casa au observat anumite chestii, nu numai, dar n-au zis.